La data de 1 mai 1886, sute de, de manifestanți au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite, însă cea mai mare demonstrație a avut loc la Chicago, unde au mers 90.000 de, de demonstranți din care aproximativ 40.000 se aflau în grevă. Rezultatul: circa 35.000 de, de muncitori au câștigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore fără reducerea salariului. În anul 1889, Congresul Internațional Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii în memoria victimelor grevei generale din Chicago. Astfel, 1 mai a devenit în aproape toată lumea Ziua Internațională a Muncii. În majoritatea țărilor vest-europene, ziua de 1 mai este zi liberă. În România, această zi a fost sărbătorită pentru prima dată de către Mișcarea Socialistă în 1890. În perioada regimului comunist de 1 mai, autoritățile organizau manifeste uriaşe pe marile bulevarde. Coloane de oameni în festive scandau lozinci și purtau pancarte uriașe. După 1990, importanța propagandistică a zilei a fost minimalizată, iar oamenii se bucură de acest eveniment sărbătorindul în aer liber, la iarba verde, la mare ori la munte. Codul muncii stabilește că, în zilele libere, angajații românii nu activează în domenii profesionale. Trebuie menționat însă că există anumite activități ce nu pot fi întrerupte. Astfel, în aceste domenii, activitatea nu este sistată. În cazul muncitorilor care se află într-o situație de acest fel, angajatorii sunt obligați să ofere zile libere compensatorii într-un termen de maximum 30 de zile. Sau dacă angajatorul nu dorește să ofere zi liberă, este obligat prin lege să acorde un spor salarial pentru activitatea desfășurată de către muncitor. Venitul financiar suplimentar acordat lucrătorului nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază aferent muncii realizate în cadrul unui program normal de activitate. Stabilește codul muncii. Angajatorii care nu respectă prevederile legislative cu pricina, riscă să fie sancționați financiar cu sume de până la 10.000 de lei.